Da, bună seara, bine v-am găsit. O ediție specială la TV Buzău, la a patra putere, se află senatorul Constantin Popa, invitat în studioul nostru, aflat în mijlocul unui scandal de presă, după ce a fost acuzat și este acuzat în continuare de ultraj. Mai precis că ar fi bătut un polițist, incident care s-ar fi produs chiar în sediul Poliției Municipale. Bine ați venit, domnul senator, și mulțumim că ați acceptat invitația noastră. Bine v-am găsit. Mi-a niciodată prezentare în face astăzi, că da, de un an și 6 luni suntem totuși la emisiune împreună și până acum, nu știu cum să spun, parcă n-a fost cazul să vorbim de scandaluri. Ideea este foarte simplă și eu am să te ajut în seara asta și prin ce? Adică am să încep să spun povestea adevărată de la Z, după care o putem comenta așa cum crezi tu și cum îți dorești să fie mai bine. Păi stați așa, că nu v-am pus prima întrebare. Da. Chiar așa, domnul senator? Nu știu, spune-mi tu. Tu ce crezi? Chiar așa? Păi nu știu, domnule. Păi eu când am auzit lucrul ăsta, am zis... Imaginam că o să veniți la emisiune și o să ziceți că nu s-a întâmplat asta, dar chiar așa să vă acuze... Adică mă gândesc că un polițist și eu, năzare așa peste noapte, să vă facă o plângere de ultraj. Nu știu mie, dar crezi tu că peste noapte așa se schimbă un om? Crezi tu că peste noapte așa un om care caută binele, care îl face pe bine, se schimbă și devine huligan și vagabond? Chiar așa rapid, crezi tu că se poate face o schimbare? Bun. Seara de 16 spre 17, cumva? Jur că nu știu. Mă rog, într-o seară, săptămâna trecută. N-am înseamnă cu roșu în calendar. Într-o noapte, nu? Într-o noapte. Într-o seară, într-o noapte. Ce ați făcut dumneavoastră în acea noapte, înainte de incident? Întâmplarea face ca la momentul ăla să fost și eu în vacanță, pentru că eu cred că atunci când ajung acasă și când trec de ora de program, probabil că sunt și eu cetățeanul Constantin Popa, nu? Pot, am voie să fiu cetățean? Îmi dă voie da. Presa? Cred că da. Îmi dă voie presa să nu fiu un parvenit care să umblu cu nasul pe sus. Dar vă dă voie orice. În oraș. Nu, ca idee, întreb și eu. Cu insignia în piept să o poși la tricou care merg la ștrand să spun. Eu sunt cetățeanul Costel Popa care duc o viață normală, liniștită, după ce îmi termin treaba la Senat. Nu? Am dreptul ăsta. Eu cred că actarea de la Parlament, din Senat, de la 12 decembrie 2012 și până în momentul ăsta, cred că nimeni nu îmi poate reproșa absolut nimic. Am o lege care aproape că mi-a trecut și de Senat și de Camera Deputaților. O lege mică, dar zic eu, bună pentru cetățeni. Este vorba de prima zi de școală liberă pentru părinți. Am întâlnit cu bordul FMI, unde am pus problema insolvenței persoanei fizice. Nu mă laud. Aici vorbim de un CV, da? Bun, dar bun, nu, cred că, nu cred că într-o asta seară, ați discutat. Puțin, a, într-o seară, când aici seara, se într-o seară s-a umplut paharul. De foarte multă vreme, un anumit personaj, n-am să-i dau numele, că n-am de gând să-l fac celebru, pentru că asta își dorește, un auto intitulat vânător de vipuri, mă tot urmăia să vadă în ce mașină mă sui. Dacă mă sui la volan. Vorbim de un polițist de la rutier. Eu nu am voie să fac comentarii de genul ăsta. Eu spun o persoană. Dom'le, haideți că nu v-am chemat să nu avem voie să facem comentarii. E un polițist de la rutier. Fiecare își face treaba. Tu ți-o faci pe eu un cetățean de pe stradă. Nu e colegul meu, Mihaiță, care la... Eu spun, dacă îmi dai voie, ce vreau să spun. Tu spui ce vrei să spui. Că asta e. Lumea trebuie să înțeleagă, domne, cu subiect și predicat. Lumea înțelege, că nu crede-mă. Nu înțelege. Deci nu sunt eu, asta e clar. Că eu nu e bună ziua. Nu vă urmăresc. Bună ziua, da, gata. Așa. Așa. Mă tot urmărea. Dacă mă să iau mașina unui prieten, pocă, îl oprea, suflă fiola. La un moment dat mai vreau și să-mi iau mașina. Adică de când a început urmărirea asta? După data de 25 mai, când într-adevăr un om, care iarăși, ai cuvântul, nu știu cum îl cheamă, așa. I-a suspendat fiicei mele mijlocii pentru de conducere. Pe motiv că a trecut pe roșu, că a consumat nu știu ce, era într-o vineri seara, plecau de la club. Fiica mea nu are mașină. Deci nu are mașină pe de personal. S-a urcat în mașina altuia, venind de la club. Ce s-a întâmplat, nici măcar nu eram în zonă. Dar are 27 de ani, fiica mea. Deci nu e o pușpeică de 18 ani, n-a prins-o nimeni cu Ferrari sau vreo Beizada.
E un lucru care nu că nu mă privește. Dar n-am nici cum să-l comentez și nici cum să-l repar. Că n-ai cum. Au trecut 3 luni de atunci. Acum, bârfa să zice, spune că omul ar fi spus, da? Băi, l-am făcut pe cutare. Am amendat mașina procuratorii. Vă ce fac eu lui Popa. Da, e același polițist care v-a amendat fica, care a oprit-o pe fica dumneavoastră? Mă crezi că spun cu mâna pe cruce că nu știu nici cum măcar cum îl cheamă. Nu știu cine era. Eu spun doar cum spune, fapte care mi se întâmplă mie. Un personaj, da? Bun. Deci, tot timpul unde am fost, dacă am ieșit de la un restaurant, mai am și eu invitați, mai am și eu una altă, așa, e în preajma mea. N-am zis nimic. Până într-o zi, mă, ce s-o fi întâmplat? Zic, hai să mă duc dialog cu omul ăsta, întreb, bă, omule, ce s-a întâmplat? Ai ceva cu mine? Te consideri amenințat cumva? Dacă asta, dacă așa e, te rog, stai fără grijă, că nu am absolut nimic să-ți reproșez. Deci am încercat să am un dialog civilizat. Domnule, s-a ce a făcut? Și că, domnule, haideți în instituție. Nu m-am dus cu legea asta, domnule, eu sunt cu tare. Vreau să termin, nu, că nu, fragmentăm istoria și după comentăm pe larg. Am intrat cu omul în instituție și l-am rugat, domnule, te rog frumos. Deci unde ați intrat? La poliția municipală de păsada Plevnița. Dar unde v-ați interceptat? În fața poliției. Nu, prima dată. E care prima dată, că era o grămadă, mai știu, prima dată a fost... Și, domnule, cum ați ajuns la poliție? Cu picioarele, cum s-a ajuns la poliție? Mihai, ce facem aici? Domnul Popa, cu, no, deci, cu vreau domnul să discutăm, Mihai, unde v-ați întâlnit, pe bicicletă, am fost pe bicicletă, domnule, încă o dată. Sau pe, m-a dus în cărcă cineva. Deci eu spun acțiunea în sine dacă mă lași, înțelegi? Cum am ajuns? Cu ce Dumnezeu puteam să ajung? Am luat elicopterul personal, ce Dumnezeu? Am ajuns cu omul la o discuție în fața inspectoratului de poliție municipală și am spus, domnule... Dumneavoastră fiind acolo, de ce? Ca un cetățean urmărit. Ca un cetățean hărțuit. Deci noastră v-ați dus să vă plângeți cuiva la poliție? Numai puțin. Eu am avut două lucruri. Când seara l-am văzut încă o dată că e porumele. M-am zis, omule, ce vrei de la mine? Deci exim. Ați vorbit înainte să ajungeți la sediul poliției? Da, am vorbit în stradă. Zic, ce vrei de la mine? Unde s-a întâmplat lucrul ăsta? În fața poliției. A, așa. Zic, ce vrei de la mine? Exact asta a fost. Spune-mi ce vrei și eu să spun pe loc. Știi că răspund la orice. Și știi că răspund sincer. Dom'le, haide înăuntru. Hai înăuntru. Am ajuns pe holul la oficiul serviciu. Zic, dom'le, zic, ce ai cu mine? De ce mă hărțuiești? Zic, eu te pot reclama. Zic, uite aici, oficiul serviciu. Ia-i. Când a auzit cuvântul reclamație, s-a întors omul și a fugit. Lângă mine era un polițist. A fugit înăuntru sau? Da, înăuntru, bineînțeles. Era un polițist lângă mine, vreau să spun, cred că e 2 metri și... Lăsați că nici dumneavoastră nu... Păi stai, părețe... 1,80 m și avea 2 metri. Fost un om boxer, sănătos. Adică puțin, vă recomand. Nici o problemă. Forța pe dumneavoastră, nu e o problemă asta. Au venit ceilalți, domnule, mai vreți să depuneți o reclamație? Am stat, m-am gândit, zic, mai cred că e suficient. Zic, am tras un semnal de alarmă. Și că n-ai rost să-mi fac asta, că nu sunt supărat pe nimeni, oameni buni, n-am nicio treabă, nu umblu după lucruri de genul ăsta, astea nu sunt în Papua. Zic, eu sunt român în banca mea, n-ați înțeles până acum lucrul ăsta, că n-am nevoie să mă răzbun pe nimeni, n-am de ce, omul a avut dreptate, chiar mi-a făcut un serviciu, că cred că trebuia să-i cumpăr o mașină, Alexandre, atunci, știi, și faptul că nu mai e permisul mă scutește cumva de treaba asta. Bine, pentru asta moment, așa. Zic, te rog. Atât, asta a fost toată discuția pe care eu am vrut să o am cu stimatul domn. Repet, dânsul a fugit, s-a dus acolo. Mai depuneți reclamații? Zic, știi ce să fac? Zic, măi, dacă lucrurile sunt clare și dacă voi ați înțeles că eu nu am nimic cu nimeni, că nu mă interesează, poate să ia pensul lui nevastă-mea, lui tata, oricui, își face datoria până la urmă. Exact cum spuneam, nimeni nu-i mai de pe sus decât lege. Dar nu vreau să fiu hărțuit, mă fac de râs. Nu vreau să, dacă poate, și dacă e un rău, să mai vorbească de mine. Nu vreau să mai comenteze cazul ăsta în cercuri, pentru că sunt într-o viață politică. Nu e bine să vorbești de mine urât, mai ales că nu ți-am făcut nimic. Vorbești urât de mine când eu, unul, am făcut o greșeală. Dar să mă atași că a făcut fiica mea nu știu ce, sau că nu știu ce mai a făcut soacră mea, nu mi se pare corect. Că nu răspund eu de faptele nimănui. Bun. A doua zi de dimineață aflu cu stupoare că cineva a depus o plângere împotriva mea pentru ultraj. Și eu acum întreb, domnule, zic, și care a fost ultrajul? Și că, domnule, omul spune că l-a ținut de mână
El când s-a zmuncit din mâna dumneavoastră și-a dezlocat tumorul. Adică am vrut 3 secunde. Erau acolo 4-5-5. Eu dacă făceam un ultraj, mai ieșeam de acolo, oamenii nu se remarcau că la ele e jobul. Câți parlamentari n-au fost arestați în direct, n-au fost imobilizați? Poate sau... că tocmai de asta le era teamă, că sunteți un parlamentar. Păi, dar nu, le teamă de ce? Păi ce poate să le facă un parlamentar? Că te întreb și eu, spune-mi tu, ce poate să facă un parlamentar? Nu știu, de... Știți că există ce o teamă din asta, domnule, să nu deranjăm cu domnul senator. Păi că nu prea e teamă, când mă prind mă fac zlop. Unde e teama asta? Păi stați așa. Păi stau când vrei tu. Da. Poate nu ziceați că nu-ți e frică că sar la tine, să te iau, să sunt de gât sau nu. Nu ziceați de acest polițist, că ăsta are o problemă cu dumneavoastră. Domnule, a existat contact fix între dumneavoastră și polițist? Doamne, iartă-mă. Te întreb la modul ăsta, dacă exista așa ceva, oamenii aia dormeau acolo sau ce era important pentru ei? Nu știu, domnule, eu v-am întrebat dacă a existat. Știi foarte bine, dar... Adică dacă eu a fost spun... inclusiv chestia asta, că bine... Nu mă mi-aia, știi cum... eu mă duceam acolo și mă luam omul la trântă și polițiștii făceau pariu, frumos, de câștigă popa sau poliția. Hai mă, ce vorbim aici, suntem oameni serioși, nu? Cum îți imaginezi tu că scăpa cineva o asemenea ocazie extraordinară, așa să spună, domnule, uitați, noi l-am prins în flagrant pe senator când uite ce făcea, făcea ultrajul. Despre ce vorbim? Da, discuția... Deci tu poți să... Auzi, nu te supăra. Eu știu că ai tras cu pușca, că te-am văzut pe la... așa. Și? Spune-mi un lucru. Deci la modul, lăsăm la o parte orice chestiune. Deci, aici nu e vorba decât de demnitatea de bărbat. Te întreb bărbătește. Tu crezi că cineva poate să scoată mâna din umăr a unui om? Păi, stați așa, din punct de vedere fizic se poate. Se poate. Și ce trebuie să faci pentru asta? Ca să nu-ți dezloci un număr. Nu mă percep la așa ceva. Nu te percep. Da, gândește puțin așa. Pe cuvânt. Deci ajutați-mă, dumneavoastră sunteți. Nu te ajut. Adică cum îți imaginezi tu? Pugilist, nu, să mă pugilist, înseamnă că îi dădeam una în față. Ce aveam cu umărul? Aia e pentru luptători. Eu n-am făcut lupte. Da, la lupte. Deci n-am fost în situația asta. Dar cum poți tu să-mi impuți mie, deci tu, o persoană, oricare alta, tu mi-a venit senatorul, am față de tardat, a venit senatorul domnului și gata, m-a nenorocit. Asta e argintărie, deci ieftină, nu știu cum să-i spun. Despre ce vorbim? Ești un jurnalist vechi, te-am văzut în diferite cazuri, în diferite scandaluri, le-ai filmat, le-ai văzut. Despre ce vorbim? Cum tu crezi că cineva, Băsescu, primul ministru Ponta, poate intra în poliție să bată un polițist de față cu alți patru în fața oficiului servici? Da, am auzit că Băsescu i-a dat o palmă la unul, scatol, că la unul... I-a dat la un ziarist, la un polițist. Un avocat. Stai, vorbim de un polițist aici, nu un avocat, și Dumnezeu. Ești într-un sens de poliție. I-a dat o palmă, așa. Iai, ascultă-mă ce spun. Astea sunt niște lucruri pe care niște făcături ieftine. Tocmai pentru că eu... Deci asta susține, dragi, că e o făcătură, nu? Eu nu susțin, judecă-o tu. Eu nu am ataminte ca presa. Eu mă declar că n-am ataminte către presa. Eu întreb, nu sunt judecător. Eu întreb și sunt niște lucruri care trebuie lămurite. Dar eu nu știu ce ai fi judecător. Nu pot avea opinie și nu vreau să influențez cetățeanul care se uită la televizor. Păi dar și care e misiunea ta? Misiunea ta să influențezi, Mihai. Ești un formator de opinie, nu? Nu sunt, domnule, dacă aș fi formator de opinie, ar fi bine. Dar ce care e rolul presei? Nu, uite, rolul presei este să vă întreb pe dumneavoastră dacă lucrurile au stat așa, cum acuză polițistul respectiv. Măi, stau și mă gândesc, cum de nu ți-e teamă să stai cu mine? Dacă s-ar și dizloc umărul și ție, nu? De-aia am întrezit emisiunea, pentru că mi-a fost teamă să intru sau să nu intru cu dumneavoastră. Te văd că e gabionul la față. Da. Așa. Bun. De fiecare dată când m-ai făcut zob la emisiuni, nu ți-a fost frică că ce să se întâmple? Și nu tu, și alții, da? Despre ce vorbim aici? Deci, nu, cum să spun, încercarea asta puierilă de a mă discredita. Îți jur, Mihai, și uită-te în ochii mei și mă uit în ochii tuturor. Dacă nu erai tu, Mihai, bună ziua, omul cu care am făcut prima emisiune când am ieșit în politică, îți jur că nu ieșeam pe niciun post de televiziune. Nu vreau să mă disculp. Este dincolo de demnitatea mea să stau să spun că n-am fost, domnule, să mă bat cu cutare sau cu cutare. Dacă cineva poate să creadă că eu am ajuns atât de jos încât să mă duc și să mă lupt fizic cu o persoană pentru drepturile pe care eu le am, atunci nu știu cum să spun. E ceva mai mult decât josnic. Deci nu te supăra pe mine. Activitatea mea de până acum cred că mă recomandă altfel. Domnule senator, da, eu domnul, vă mulțumesc că mă periați așa, dar nu merge. Ce te perii, Mihai? Nu, domnule, eu totuși vreau... Încă unde e perietoria, că nu mă prind? Păi, dar ce legătură are una cu alta? Păi, nu are legătură. Istoria nu mai are legătură, nu?
Deci dacă stai Mihai, nu mă poți. Deci stai puțin. De ce ai curios? De ce mai chemai aici? Dacă stai la tine te disloc tot, că tu ești mai mic. Tocmai de aia că n-aveți cum, că v-am invitat. Cum n-am cum? Ați fost invitat în prima emisiune la TV, ați făcut-o la mine, de aia. Nu, pe mine nu mă puteți agresa. Un om care intră într-un serviciu de poliție și agresează un polițist, da, fiind și demnitar al statului, pe ăla nu cred că poate gândi. Ăla dezlocă pe oricine. Dacă asta este ceea ce am demonstrat eu într-un an și 6 luni de spălat Mihai, înseamnă că totul e degeaba. Bun. Haideți să dăm puțin timp înapoi, tot în seara respectivă. E, tu vrei să vorbim, dacă vrei vorbim o oră întreagă de toată povestea asta. Dar eu spun o chestiune. 45 de minute. Nu, ascultă puțin. Tocmai asta e ideea. Omul este un vânător de vipuri. Omul a vrea celebritate. Eu nu vreau să-i ofer lucrul ăsta. Dă-i tu, invită-l la emisiune. Mânghe-l. Cu siguranță ar fi venit, ar fi fost primul aici la ușă. Nu v-ar fi lăsat. Da, invită. Dacă puneați mâna pe el, îi dislocați umărul celălalt. Da, da. Da. A, așa. Hai, Mihai, ce vorbim aici. Bun. Nu, ascultă-mă. Deci, îmi cer scuze. 10 secunde. Mihai, este clar ca bună ziua că aceste lucruri sunt niște trucuri ieftine de discreditare a unui om care n-a greșit. N-am fost, nu bănuit. Nici măcar pe gând n-a trecut cuiva să-mi spună că am luat mită sau că sunt corupt sau că am încercat să influențez într-un fel sau altul pe cineva. Așa. Nu s-a întâmplat nimic. Da? În un an și 6 luni. Vine în schimb cineva să spună, domne, m-a bătut, m-a distrus el. Da, ați avut o discuție bărbătească așa cu... Mie, adică... Discuția care o am cu tine, de obicei, aceeași am avut-o și când am spus, omul meu, te rog. De ce crezi că aș vorbi cu tine într-o fel? Omul a visat frumos, s-a urât noaptea aia și s-a gândit să facă o reclamație pentru ultraj. Știi care e povestea aia? Nu știu, trage eu tu concluziile, că eu nu mă duce mintea așa să fac concluzi de-astea de niciun fel. Dar care ar fi ideea? Deci cum te gândești tu că mă duc eu să... Nu-mi dau seama cum aș sta lângă patru colegi de-ai lui să sar la unul să-i fac rău la un polițist. Măi, tu chiar crezi că mai ieșea cineva, nu că viu, fără cătușe din inspectoratul ăla de poliție? Tu chiar crezi că oamenii azi mă omâi? Măi, sunt oameni serioși, se minte, totuși oamenii aia țin disciplina în orașul ăsta. Da, haideți să auzim una dintre vocile poporului, a sunat o doamnă, să rămână. Bună seara, nu aș vrea să-mi dau numele pentru că pe un site am văzut această știre și am lăsat un comentariu. Este evident că eu ca și cetățean nu aș putea să cred că un senator ar disloca umărul unui polițist, unui angajat din poliție. Mai ales că am urmărit fără să vreau de 10 minute, un sfert de oră emisiunea de când am deschis televizorul. Dar poate că nici n-aș fi intervenit. Oamenii sunt atât de răutăcioși și de avâna ceea ce de fapt nici nu cred că există uneori. Pentru că pe acel site, pe acea știre unde am lăsat acest comentariu, au început oamenii. Știți și eu, dar trecea de la Ana la Caiafa, adică nici nu era legat de acest incident și acolo se făceau alte comentarii. M-am oprit și mă opresc și la acest moment dat pentru că mă întreb eu ca cetățean, oare mai credem în ce? În legislație? În răufăcători? În binefăcători? Oare spre ce ne îndreptăm? Pentru că în loc să construim, mai mult cred că distrugem. Nu am altceva de spus, dar regret ceea ce se întâmplă. Nu-l cunosc pe domnul senator decât în relație profesională. Nu mă angajez nici ca avocat, nici ca apărător, dar mi este greu să cred că în sediul unei instituții, poliția, dumnealui ar fi omorât așa în bătaie un angajat al poliției și nimeni n-ar fi luat o măsură la momentul acela. Da, bine, mulțumim pentru intervenție. Bună seara! Vă mulțumesc, doamna. Lucrurile stau în felul... Mihai, toată viața asta pe care noi o trăim are o logică. Nu se poate să iei fără logică. Tu îți dai seama ce victorie ar fi fost pentru oamenii aceia ca să aibă în palmares reținerea unui parlamentar care a făcut un
o faptă penală un ultraj. Cine crezi tu că în ziua de astăzi își permite să-și riște măcar un milimetru munca, serviciu? Deci, e, nu știu, pentru mine cel puțin, speriat nu sunt, că nu prea mă sperie eu ușor. Dar cred că am trecut pe lângă o mică capcană întinsă, nici nu știu din ce motive, nici nu știu cu ce scop și nici măcar nu mă interesează. Cineva zice prin mesaj că este vorba de polițistul care a oprit-o pe fata dumneavoastră. Dumnezeu a oprit-o, dar cu asta am început. A oprit-o pe fata mea. Bun, și care e problema? După 3 luni de zile venea mie pe chelie să-i spun ce, să rezolvi ce cu el. Bun. Înainte de a lua o scurtă pauză de publicitate, haideți să lămurim, că văd că mai întreabă câțiva. Ce să lămurim? Nu a fost de la început. Vreau să lămurim tot, dacă se poate. Cum ați ajuns dumneavoastră la sediul poliției? V-ați dus dumneavoastră din proprie inițiativă? Cum nu, ați ajuns? Am fost cu elicopterul meu. Mă, ți-am spus, scuză mie, dar eu întrebarea aberantă. De la început, nu, eu întrebarea aberantă. Cum ajungi aici la servicii? Deci dumneavoastră v-ați dus într-un... Omul ăla mă urmărea, m-am dus și i-am spus, omule, Dumnezeu, de ce mă urmărești? Da? În noaptea aia vă urmărea? Da. Și în noaptea asta, întâmplător, noaptea... Dumneavoastră ieșeați de la un local sau cum? Ce vrei să... Da, un local? Ieșeam dintr-un restaurant unde am avut un protocol cu o colegă. Nu, da. Nu contează. Așa. Dar ce trebuie să dați explicații, ce ați păi făcut tu acolo? Tu cer explicații, eu nu, domnule, nu ce ați făcut în restaurant. După ce ați făcut în restaurant. Noi vorbim de altceva aici. Și asta nu contează cum am ajuns acolo. Cu elicopterul, cu barca, cu bicicleta sau cu, cu autobuzul. Aveați șofer atunci. Întotdeauna am șofer. Așa. Nu contează cu ce am ajuns acolo. Dacă mă întreb dacă am ajuns cu mașina, nu. Nu, eu n-am ajuns cu mașina, da? Mașina era acasă, în fața porții, avem probe, am camera la vedere, stai niște că sunt apărat. Deci aici nu vorbim de cum am ajuns la poliție. Am ajuns pe picioarele mele. Aici vorbim dacă există sau nu există infracțiunea de ultraj făcută de senatorul Popa Constantin. Despre asta vorbim. Apoi cum am ajuns la poliție? Că am înnotat pe asfalt, că nu și-am mai făcut? Eu cred că e mai puțin. Păi, asta este esențialul. Spuneați dumneavoastră de zvonistică și tot zvonistica asta zicea. Că ce? Dumneavoastră v-ați dus să vă răzbunați pe ăsta care, da, care i-a luat permisul fetei. Mamă, am luat o sabie ninja și ca Jackie Chan mi-am pus masca lui Zorro și m-am dus. Tu ești ăla, da, împărate, să mi te închin, ce ai făcut? Să-ți dislochez umărul. Vino să te disloc eu, să te... Băi, în ce... Pe ce limbă vorbim? Că nu mă, eu nu mai îmi dau seama. Vorbesc cu Mihai, bună ziua, sau am semn la emisiune de divertisment? Vă surprind întrebările mele? Nu, dacă suntem la vacanța mare, nicio problemă, dă-i drumul. Lasă-mă să dau haina jos. Păi, tu ești signat? O dau și eu. Păi, atunci o dăm și să zici, facem vacanța mare aici. Unul e în alb, unul e negru. Și Dumnezeu. Dar, nu, eu mă aștept la un singur lucru. Lasă, amână puțin pauza de publicitate, că păi nu mai e nimeni. De ce plătesc dumneavoastră? Plătesc, nu se pune problema. Eu plătesc tot timpul, nu vezi că plătesc și degeaba. Ascultă-mă puțin. Așa. Iai, întrebarea care se pune, frumos a spus, de legalitate, senatorul Popa Constantin a făcut sau nu a făcut ultraj în sediul Poliției Municipale Buzău? Asta e întrebarea cheie. Bun. La care așa, dacă a făcut ultraj senatorul Popa, cum de nu l-au legat FDL și oamenii care aveau tot dreptul, scrie în Constituție că asta este o excepție la orice regulă, când te-a prins în flagrant, poți să fii și președinte, te-a luat și te agață în copac și e dreptul lor? Dacă n-am făcut flagrant, dacă n-am făcut o faptă penală, cum s-a întâmplat ca a doua zi la 9 dimineața domnul X, cum îl cheamă, s-a gândit să-mi facă o plângere? Și vrei să spun ceva, ca asta lămuresc eu, la momentul ăsta nu există o plângere împotriva senatorului Popa Constantin. La momentul ăsta se cercetează dacă a existat o infracțiune în sediul Poliției Municipale sau nu. Asta se cercetează, ca să știi. Bun, hai să cercetăm ce zice publicitatea, după care revenim la discuția noastră. Da. Am revenit a doua parte a emisiunii noastre. În studioul nostru se află senatorul Constantin Popa, senatorul NPR, acuzat de ultraj. Mai precis că ar fi agresat un polițist în sediul
de la municipiu. Bun, ce faceți, domnul? Ascult prezentarea ta, care nu-i numai a ta, a tuturor. Aici este senatorul UNEPR, Constantin Popa, acuzat de ultraj că a făcut... Păi nu sunteți acuzat de ultraj, că păi stai puțin, n-am că zis că s-a dovedit. Știi care e treaba? Mâine depun o plângere împotriva ta la procuratură că mi-ai de ochea porcul. Să știi că o iau în considerație. Și ai să vezi tu că te cheamă acolo. Eu nu de ochi. Da, nu, ba da, așa am să fac. Și o să duc pe toate posturile. Domnul, bună ziua, a fost la mine și mi-a de ochea porcul. Da? Deci oricine pe planeta asta poate să depună o plângere împotriva mea. Și poate să spună, începând la cam de ochi a porcul, până că i-am furat și găile din coteț. Bun, și asta. Dar oricine poate să facă lucrul ăsta. Stați așa, nu dați, domnul senator. Vai, sperie. Deci, deci nu trebuie să dați. Băi, Mihai. Domnul senator, unul și cu unul fac doi. Cereți dumneavoastră public poliției municipiului, celor care conduc această deosebită instituție, să dea publicității imaginile incidentului. N-am dreptul. Nu, să da. Cereți? Nu, da. Să cereți? Da, mie. Să trebuie. Băi, atunci le cer. Ia dați-mă publicitatea. Băi, ascultă puțin. Chiar vrei eu, să știm și la dacă s-a întâmplat. Ascultă. Deci, eu oficial, da? Pe o hârtie la mână, ceva, eu nu știu, deci eu nu am nicio dovadă în momentul ăsta că există pe numele meu o acuzație sau o reclamație. Mă înțelegi? Deci eu nu am această probă, această hârtie. Păi, există declarațiile oficiale ale celor de la parchet de pe lângă Judecătoria Buzău care au spus că au declinat competența către parchetul ăla de la București, general. Bun. E, va trebui să așteptăm ca parchetul, că s-a schimbat legea, să hotărască dacă într-adevăr s-a produs o faptă penală. Dacă ei hotărăsc că s-a produs această faptă penală, pardon, mă vor chema, dacă ei hotărăsc că nu s-a produs nicio faptă penală în sediul Poliției Municipiului Buzău, nici nu mai mă cheamă. Pentru că asta e legea nouă. Dar dumneavoastră când l-ați întrebat ce are, bă, ce ai bă cu mine? Că ați avut o discuție, bănuiesc că n-ați vorbit. Dumneavoastră, ce aveți cu mine? Nu vă supărați. Nu, eu cred că ați vorbit bărbătește. Păi ce ai bă cu mine? Nu. Ce aveți cu mine, așa? A, mă rog, ce aveți, bă, cu mine? Sau, mă rog, da. Și ce a zis, domnule? Și din vocea mea, bărbătească, i s-a dezlocat tumorul. Ce zicea dânsul? Nu știu că i s-a dezlocat tumorul. Că ce ai, bă, nu, cu mine? Poc, i-a căzut tumorul ca reclama aia. Însă ai văzut reclama aia cu spray-ul, cu mâncat de mâna, așa s-a întâmplat și acolo, știi? Da, eu v-am întrebat ceva și cerez dumneavoastră să nu spuneți de reclame. Păi stai, de... ce v-a zis? Păi asta e o întrebare. Care a fost replica? Replica a fost stânga, împrejur și... Adică n-a zis nimic. Era foarte entuziasmat de faptul că mă vede, mi-a cerut și un autograf. Așa aici. Polițiști de acolo, ți-am spus, deja făceau pariu. Să fie inversă situația care... în seara asta. Eu să-l agresez pe domnul senator. Totuși, mâine e reclamație la procuratură. Mă rog, vedeți, domnul moderator. Orice, numai să-mi răspundeți la întrebări. E, nu știu, v-am tu întrebat, nu înțelegi că am urit 3 secunde cu omul, deci ce Dumnezeu. Deci ați domnule, ce ai bă cu mine, ce aveți mă cu da, mine? Nu, da, sau deci cum? Mi-a zis că am intrat așa, aveam în stânga așa două pistoale de cowboy, pălăria, o sabie ninja într-o mână de și alta alta. Și am intrat lăsați-mă și am zis... Lăsați-mă pe mine să extrapolez dacă e. Că nu, dar nu înțelegi, am intrat pe ușe, omul când a auzit că vreau să declar pentru hărțuire... Era ca și acolo, acolo, la intrare, nu la poartă. Nici ca că eu clădire aia, nu-i ca și carabeta. Stați așa, în față au zis, am intrat și am spus, domne, ce ai cu mine? Vreau să te reclam. Așa. Omul când a auzit reclamație, a plecat. Asta și a fost tot. Dus a fost. Dus a fost până a doua și zi. Și a revenit a doua zi cu o plângere împotriva noastră. Da, nu, da, ultraj. Bun, ați avut vreo discuție? V-a sunat vreun comandant? V-a sunat cineva din poliție de atunci până acum? Păi zice să mă sun. Nu știu, domnule, vă întreb. Domnule, hai să lămurim lucrurile, că vrem să începem și noi o cercetare administrativă pe aici. Ce s-a întâmplat, ce incident a fost de fapt în noaptea cu Tărică. Păi ce au nevoie de mine? Au patru oameni de-ai lor acolo, bănuiesc oameni foarte serioși, pe care am întrebat, băi, oameni buni, ce au făcut omul ăsta aici? A făcut ceva? Dacă a făcut, deci nu l-a umflat, domne. Cât că astea sunt discuțiile pe acolo. Da? Ce să mă întrebe pe mine? Ce să mă întrebe? Să mă întreb, domnul senator, ați ultragiat pe cineva sau nu? E la ei mingea, nu la mine. Eu aștept.
Da. Bun. Știm că acest polițist despre care spuneți dumneavoastră are foarte multe reclamații la activ din partea cetățenilor care au fost amendați. Nu. S-a pus problema atunci, în cazul cu fiica dumneavoastră, de, eu știu, de discuții. Atunci, la momentul ăla, v-a sunat fata să intervină? Să interveniți dumneavoastră? Să intervin la ce? Eu fiind senator, n-am cum să fac lucrurile astea. Atunci, îți dai seama că aș fi luat imediat că fac trafic de influență. Da, domnul Preda, când a dat niște telefoane și le-a recunoscut. Ce a făcut domnul Preda? Eu nu sunt domnul Preda, eu sunt... Dacă ziceți la modul general așa de... Nu știu. Deci chiar nu știu și nu mă bag eu pe nimeni. Deci, nu știu cum să spun. Ce să spun, ce fel, asta e trafic de influență, eu nu fac asta, știi foarte bine că am văzut atâtea ori. Deci nu a fost cazul. Nu a fost cazul. Și cum să fac? Adică să mă să-i spun, domnule, eu să... Și ziceți că de atunci v-a tot urmărit, așa, să vă prindă. Da. Așa, și bineînțeles că n-a prins nimic. Eu bănuiesc că acum fierul Antonia, hai să fiu un pic și serios, eu cred că... Păi chiar vreau. Fasta a târgului e mare, știi? Eu cred că unul altul i-a spus, bă, ce ai făcut, nu știu ce să vezi, o să-ți fac asta. Așa. Și probabil ce să facă, mă, că-l fac eu și să gândit, mă, să aibă o acțiune în prevenție, adică să mă... Păi și cum? Așa, își dădea el seama că, băi, până la urmă tot o să vină, o să intre în sediu și o să mă ia pe mine la întrebări. Era vorba că el urmărea el urmește vipuri. El urmărea să mă vadă pe mine urcându-mă o dată după vreun par de apă minerală în amestec cu ceva, știi, să-mi pună fiul, zic că l-am prins. El, uite, gata, mai am încă un cap, mai am pus ceva jos, am mai bifat ceva. Da, știi cum ce se întâmplă? Esența lucrurilor este următoarea. Înțelegi? Eu cred că orice cetățean are voie, la un moment dat, să vorbească cu un polițist, să-i spună, omule, mie mi se pare că vis-a-vis de mine nu te porți cum trebuie. Iar el trebuie să spună, măi omule, eu mă porc cum trebuie, tu greșești. Da. Asta face parte din ceea ce se numește dialog între oameni. Hai civilizat. Să dialogăm și cu telespectatoare. Vă rog, dialogați. Da, bună seara. Seara. Alo, bună seara. Cu domnul senator Popa. Sunt aici, statul mâna. Bună seara, domnul senator, am o mare rugăminte la dumneavoastră. Dacă se poate să luați toți membrii senatului și să tăbărâți pe acești paraziți de polițiști, de care ne rugăm de 10 ani de zile să facă ordine în perimetrul ăsta al prefecturii. Ei dorm, ar fi bine să nu se mai trezească pentru că ne-au adus la exasperare. Noi nu avem o noapte de liniște, noi nu avem o zi de curățenie. Întrebați taximetriștii, întrebați oamenii care mătură dimineața, gunoierii. E un dezastru de 10 ani de zile de aici, toți gherțoii Buzăului își fac veacul aici. Și nimic, domne, nu se mișcă paraziții ăștia nici într-un fel. Sunt atât de revoltată că eu dacă aș putea cu tunul aș intra în ei. Faceți ordine, domnul senator, ați făcut atâtea propuneri parlamentare, inițiative legislative, cum le spuneți. Duceți-vă la domnul Gabriel Oprea și spuneți-i că nu-și fac domnule datoria. Nu fac nimic pentru liniște, pentru siguranță, pentru nimic. Au făcut atâtea structuri cu siguranța cetățeanului, cu poliție locală, cu poliție militară, cu jandarmerie. Niciunul nu face nimic, domnule. Vă rog frumos, ajutați-ne măcar în privința asta. Pentru că își fac veacul, noi nu știm ce e aia liniște, noapte de noapte de 10 ani. Da, nu. Eu am cer scuze, doamnă, și am să vă spun ceva. Cu tot respectul, nu pot să fiu în totalitate de acord cu dumneavoastră. Deci, așa cum nu există pădure fără uscături, bănuiesc că și pe aici vor fi oarece uscături. Dar în marea lor majoritate, eu vă spun că poliția din Buzău, față de cealaltă din România, sunt pe un loc fruntași. Deci, da, la ce, domnule, chiar la sunt, ce ei sunt fruntași? Într-o poziție foarte bună. Fruntașa nepăsare, domnule așa, senator. Nu, eu am să iau ca atare, știu și eu, poziția dumneavoastră și am să cercetez. Veniți seara de seară, până la 1 noaptea, la 2 noaptea, veniți aici vis-a-vis de prefectură să vedeți ce hal de dezastru. Eu vă spun ceva, 0752 40 20 40, numărul la cabinetul meu, faceți-mi o sesizare și eu vă garantez că lucrurile se vor înălta. Nu, dar vă spun, forțăm un pic lucrurile, nu putem să spunem că toți polițiștii sunt într-un fel sau altul. Există categoric, ca în orice... Pentru că am apelat în rânduri și niciun fel de măsuri nu s-au luat. Doamnă, ca în orice...
lucru, vă spun, există într-adevăr și oameni care poate că își fac datoria mai puțin bine. Dar, repet, Inspectoratul de Poliție Buzău, spre bucuria noastră, e pe un loc fruntaș. Bucurați-vă, domnul senator, dumneavoastră, că noi nu avem motive să ne bucurăm. O să vedeți că vom lua măsuri. Să vedem. Chiar v-aș ruga să luați măsuri. Dacă nu, să știți că nu mai am încredere chiar în nimeni. Inițiative legislative. Domnule, să-și facă meseria, să-i chemați, să-i împrăști, să n-ai... Cum o nuntă nu are voie până la după ora 10 și ăștia stau noapte din noapte aici, fie iarnă, fie vară, își fac și domnul primar care nu vrea sub nicio formă să instaleze niște camere de supraveghere pentru că sunt mână în mână și ăștia din primărie cu banditii ăștia de aici. Nu trebuie să... Bun, mulțumim, doamnă, pentru intervenția. Da, bună seara. Și eu vă mulțumesc. Mie e greu să... Ce să vrem? Nu, poliția din Buzău, acum lăsând la o parte orice fel de chestiune, în statisticile Ministerului de Interne e pe un loc fruntaș. Deci infracționalitatea la Buzău e cu mult scăzută față de alți ani. Deci nu putem să catalogăm. Totuși oamenii ăștia, mulți dintre ei muncesc și se sacrifică. Am mânia pe Dumnezeu să nu ne recunoaște metele. Faptul că un anume polițist așa, îi dă până în cap că ar trebui să fie el nașul VIP-urilor, nici ăsta nu e un capăt de țară până la urmă, știi? Că până la urmă atunci este legitim să... Am să-ți fac o destăinuire în secret, să nu ne audă nimeni, dar ce o spun aici? S-a terminat emisiunea. Zice, domnul. Crezi tu că eu aș fi fericit înseci ca omul ăsta să pățească ceva din cauza la incidentul ăsta? Nu. Și eu îmi doresc un singur lucru. Ca lucrurile să intre în normalitate. Ca oamenii să înțeleagă foarte clar faptul că un membru al familiei mele, oricare ar fi ăla, a făcut o greșeală, o va plăti. Cu demnitate, credem. Dar asta nu înseamnă că trebuie să mă iei pe mine să mă omori, ca nu cumva eu să-l apăr pe ăla. Înțelegi? Deci, asta vreau să înțeleagă foarte clar. Țin la fata mea. E fata mea. Dar asta nu înseamnă că țin atât... am o dragoste bolnavă încât să mă duc să distrug un om care i-a făcut un bine. Fata mea a greșit. Fata mea a greșit grav. Mie acest polițist mi-a făcut un serviciu pentru că am îndreptat o greșeală gravă a fetei mele, lucru pentru care îi mulțumesc. Dumnezeu mi-e martor, asta mi-e crucea, îi mulțumesc. Și dumneavoastră a dezlocat umărul. Așa. Dar, după lucrul ăsta, când vii să te asiguri sau să-ți iei, știu și eu, diferite grade de-astea neoficiale, că tu poți să-mi faci mie, nu știu ce, flagrant, să mă prind nu știu ce fel și mă urmărești în sensul ăsta, e urât. Bun, o ultimă intervenție în această seară. Bună seara! Bună seara! Aș dori să intervin și în discuția care o aveți cu domnul senator. Vă rog. Mai tare dacă se poate. Să aud și da. Cam tot ce spune dânsul în seara asta este total nedrept. În primul rând, pe tine, Mihai, vrea să te perizi într-una. Autoritățile locale, IPJ Buzău, vrea să-l perizi într-una. Eu n-am înțeles. El a făcut o nedreptate foarte mare și cine? O știe. Domnul senator. Opa. Așa, concret. O să o vedeți, o să o vedeți mai târziu. Să nu creadă dânsul că dacă a ajuns senator și este unde este, are toată puterea să facă ce a făcut dânsul. Ce a făcut dânsul? Concret. Iar persoanele care au intervenit până la urmă în emisiunea dumneavoastră, nu mă întrerupeți. Nu mă întrerupeți. Persoanele care au intervenit până acum în emisiunea dumneavoastră au fost puse de dânsul. De unde știți dumneavoastră? Păi cum de unde știu? Nu-i posibil să suni în direct și să faci toată poliția din județul Buzău paraziți? Mihai, eu te știu un om mai puternic. Eu să înțeleg că ne cunoaștem și în privat. Nu trebuie să te lași indus în eroare de un om ca el. Nu, stați-mă un pic, dacă dumneavoastră... Și să fii imparțial în primul rând. Am și o rugăminte la dumneavoastră. Da, Mihai. Ne cunoaștem în particular, să înțeleg dacă... Oarecum da. Și de asta am înțeles. Noi aici avem o emisiune de televiziune și dacă veniți cu argumente că eu nu aș fi fost
imparțial, le accept. Bine, scuză-mă că am spus lucrul ăsta. Dacă mi-am emis vreo opinie în legătură cu vinovăția sau nevinovăția domnului Popa, să o spuneți când am emis-o și în ce context. Eu din potrivă, în momentul de față, spre surprinderea domnului Popa, eu nu cred nicio variantă până când nu se va dovedi ceva concret. Noi avem o acuzație. Dar va veni din partea unui polițist, avem o explicație din partea domnului senator și atât. Înțelegeți? Că de-aia cer și eu, vreau și eu să și cei de la IPJ să dea imaginile domnului incidentului. Să-și apere polițistul care e acuzat de domnul Popa că minte și să-i dea o palmă domnului Popa. Dacă oricum, pot face lucrurile acestea. Oricum a ieșit Iureș Mare în IPJ Buzău. Poftim? Oricum a ieșit Iureș Mare la IPJ Buzău. Bun, acum. Control de la minister. Eu vă asigur că a doua intervenție. Eu vă asigur că acel om pe care l-aveți în platou, da? O să plătească pentru ce a făcut. Și el și fata lui. Și să nu creadă că dintr-un geamgiu care a fost, o să ne conducă el pe noi. Niciodată. Bun, eu înțeleg că sunteți polițist, nu? Cum? Sunteți polițist. Nu sunt polițist, nu. Așa mi se nu pare. Nu sunt polițist. Nu am nicio treabă cu cadrul mediu. Dar cum vă numiți? Sunt un domn și spuneți aici nou cum vă numiți. Dar toți ăștia care ajung acolo sus să cred că pot manipula țara asta. Bun, dumneavoastră aveți dovezi? Ne este scârbă de aceste persoane, domnul, am bună ziua. Ne este scârbă. Bun, am înțeles. Dumneavoastră vă antepronunțați cu alte cuvinte că... Nu mă antepronunț, ăsta este adevărul și o să-l vedeți. A, am înțeles. Când o să-l văd, atunci o să emit aceeași opinie ca și dumneavoastră. Ok. Și încă un sfat, mi-ar plăcea să te văd mult mai tăios în emisiunile tale. Nu vă aud, nu v-am înțeles. Mi-ar plăcea să fii mult mai tăios în emisiunile tale. Am înțeles, mulțumesc mult de tot pentru okay, sfat. Ok, mulțumesc și o seară bună. Pe care o să-l și urmez. Bun. Ca să evităm, știu și eu, orice fel de confuzie. Vreau să povestesc... Legătură cu ce anume? Nu, cu faptul că eu aș fi pus poziția să spune la ce oră și deja cum a fost confirmarea deja, că eu vin la emisiunea deja asta. Deja intrăm în alte... Nu, te rog mult, este... Nu, intrăm în detalii și pierdem timpul, domnul Popa. Da, vreau să lămurim chiar că dacă important. Ar fi fost aranjate, v-aș fi zis eu, Pășilea, cum v-am, de fapt v-am și zis în alte emisiuni, că ați spus pe cineva să vă sune și să vă laude. Nu a fost cazul. În această emisiune, Ionica Tarău vă laudă că ați colaborat, iar a doua persoană era chiar o doamnă pensionară, din câte mi-am dat seama, da, și care cred că a sunat la toate emisiunile, la televiziunile locale, să fie, să reclame faptul că, într-adevăr, în zona Bulevard Prefectură, vai de capul lor noaptea când vor și ei să doarmă, nu mai pot de motoare și de nebunie. Eu nu pot să mă cert. Bun, domnul senator, dacă se va dovedi că dumneavoastră l-ați ultragiat, domnule, l-ați agresat. Dar ce veți face? Dar nu-mi pun problema așa, că nu are cum să dorească așa ceva, pentru că nu s-a întâmplat. Eu v-am întrebat dacă. Eu nu-mi pun problema asta. Nu am nicio problemă în sensul ăsta. Bun, și totuși, dacă, insist, dacă. Nu m-ați răspuns la trei întrebări. Dacă s-a întâmplat ceva, nu eram, Popa, dar nu eram în studio la tine, dacă aveam cel mai mic dubiu că eu cu acel om am avut un contact. Da? Sau o chestie violentă sau ceva de genul, da? Deci nu eram aici, a fi convins. Stăteam acasă, cu minte, nu nicio treabă. Asta e o întrebare la care eu cred că am răspuns. Deci nu pot să-mi imaginez ceva ce n-am făcut. Nu am atâta imaginație, scuză-mă. Întrebarea a doua, te rog. Păi nu m-ați răspuns la trei întrebări. Simt că asta e a doua la care n-am răspuns. Bun, dialogul pe care l-ați avut cu el. Da. A fost mai mult decât sugerați noastră că a fost. Dialogul a fost, îți spunea, ce ai cu mine, omule? Ți-am zis, ba, poftim. Și gata, a plecat, ziceți dumneavoastră. Și când a plecat, nu l-ați atins un pic, domne, cu mânuța? Am luat levierul din mașină sau cu ce? Că nu era cu mașina. Bun, din punctul nostru de vedere, ca să și rezumăm, domnule senator. Că nu vreau să rezumăm, te rog. Doar nu acum mă țin de capul noastră. Ține-te, te rog. Îmi zice Costică să ieșim din emisiune, haide să ieșim din emisiune, că a trecut cu mult peste timpul. N-am cum să vă... Nu, dar pune întrebare, te rog, nu rămânem răspuns datori. Decât cel pe care îl dați. Nu, dar spune-mi tu ce răspuns să dau. Dar eu v-am întrebat niște lucruri... Mă întrebă-mă încoate, unde, deci unde crezi că n-am răspuns? Nu a fost contact fix, zic, da? Ei, nu a fost, adică nici serios, măcar din greșeală așa. Nu, e ce nu domnule, aici. Întâmplare. Păi, dar... Cum au reacționat ceilalți colegi? La ce?
la chestia asta, în afară de faptul că domnul mai vrea să mai depuneți plângere. Pe mine era, cum să spunem, era așa, lângă mine era acel domn care ți-a spus, care probabil că a făcut sport când era mic, dar a făcut cum trebuie. Oficialul servici, a apărut și domnul comandant, am avut un dialog cu oamenii aia cât să poată civilizat. În cazul spus, ce faci, mai depui declarație? Doamne, hai că trimit mine avocatul și mă gândesc să vedem cum fac și în ce fel fac. Normal nu vreau să mai depun nicio reclamație, că eu am crezut că lucrurile s-au lămurit. Adică dacă îl prins pe unul cu mâna în buzunar, îi spui, băi, eu ia mâna din buzunar, că nu e cazul. Nu? Nu e obligatul să-l și reclam pentru furt. Știi? Bun. Dumneavoastră susțineți că este un scenariu, nu? Sau un fel de răfuială? Dacă, nu știu cum să-i spun, pe cont pe o aberație, pe cum de doare. Bun. Domnul senator, vă mulțumesc pentru prezență. Și eu îți mulțumesc de invitație, Mihai. Știți cum e aia. Așteptăm și noi un răspuns oficial după ce se va efectua această anchetă. Răspunsurile sunt cele pe care le-ați dat, sunt înregistrate. Eu spun special, o secundă, dăm și mie dreptul ca un ultim cuvânt. Mihai, vreau să înțelegi clar. Nu eu, nu tu, oricine ar intra în sediul poliției române, din Buzău, din Băscăuții, din Deal, și ar găsa un polițist, va pleca de acolo, fedeleș, legat, fără drept de apel. E un flagrant al unei fapte penale. N-are relevanță că e senator, deputat, prim-ministru, președinte, zi, sau orice ai fi. Asta trebuie să înțeleagă toată lumea. Nu poți face fapta asta într-un sediu oricărui județ, în sediu în poliției din... Da, bună seara, bine v-am găsit. O ediție specială la TV Buzău, la a patra putere, se află senatorul Constantin Popa, invitat în studioul nostru, aflat în mijlocul unui scandal de presă, după ce a fost acuzat și este acuzat în continuare de ultraj. Mai precis că ar fi bătut un polițist, incident care s-ar fi produs chiar în sediul Poliției Municipale. Bine ați venit, domnul senator, și mulțumim că ați acceptat invitația noastră. Bine v-am găsit. Auzi, Mihai, ciudată prezentare îmi face astăzi, că de un an și 6 luni suntem totuși la emisiune împreună și până acum, nu știu cum să spun, parcă n-a fost cazul să vorbim de scandaluri. Ideea este foarte simplă și eu am să te ajut în seara asta și prin ce? Adică am să încep să spun povestea adevărată de la Z, după care o putem comenta așa cum crezi tu și cum îți dorești să fie mai bine. Păi stați așa, că nu v-am pus prima întrebare. Da. Chiar așa, domnule senator? Nu știu, spune-mi tu. Tu ce crezi? Chiar așa? Păi nu știu, domnule. Păi eu când am auzit lucrul ăsta, am zis... Imaginam că o să veniți la emisiune și o să ziceți că nu s-a întâmplat asta, dar chiar așa să vă acuze... Adică mă gândesc că un polițist și eu, năzare așa peste noapte, să vă facă o plângere de ultraj. Nu știu mine, dar crezi tu că peste noapte așa se schimbă un om? Crezi tu că peste noapte așa un om care caută binele, care îl face pe bine, se schimbă și devine huligan și vagabond? Chiar așa rapidă crezi tu că se poate face o schimbare? Bun. Seara de 16 spre 17 cumva? Jur că nu știu. Mă rog, într-o seară, săptămâna trecută. N-am înseamnat cu roșu în calendar. Într-o noapte, nu? Într-o noapte. Într-o seară, într-o noapte. Ce ați făcut dumneavoastră în acea noapte, înainte de incident? Întâmplarea face ca la momentul ăla să fost și eu în vacanță, pentru că eu cred că atunci când ajung acasă și când trec de ora de program, probabil că sunt și eu cetățeanul Constantin Popa, nu? Am voie să fiu cetățean? Da, bună seara, bine v-am găsit. O ediție specială la TV Buzău, la a patra putere, se află senatorul Constantin Popa, invitat în studioul nostru, aflat în mijlocul unui scandal de presă, după ce